Salut! Sunt Florin, antrenorul tău personal și începând de astăzi, timp de 14 zile, vom lucra exerciții bazate pe mișcări, numai cu greutatea corpului. Sper că aceste exerciții să-ți îmbunătățească tonusul muscular și, de ce nu, chiar starea de sănătate. Bineînțeles, toate acestea vor fi posibile numai cu un regim de viață sănătos și o alimentație corectă. Bazându-mă pe faptul că deja ți-ai făcut exercițiile de încălzire și stretching-ul, o să începem cu ziua întâi de lucru. În programul de astăzi vom alterna exerciții în care vom include și partea superioară, cât și partea inferioară a corpului. Astfel încât vom lucra brațe, abdomen și, bineînțeles, picioare, da? Exercițiul începe în felul următor. Ducem piciorul la spate întins, după care apropiem sus, da? Este un exercițiu simplu. Lucru foarte important este ca toată greutatea trunchiului să rămână pe piciorul flexat, ok? După care apropiem înapoi sus piciorul. 3, 2, 1 și 1. Sus. 2, sus. 3, sus. 4, sus. 5, 6, 7, 8, încă 8, 8, 7, 6, 5, vine trunchiul drept, 3, 2, 1, excelent. Piciorul care a stat jos, piciorul de bază, îl ducem ușor lateral, da? Celălalt îl flexăm, mâinile le ținem în față, aducem genunchiul sus, după care îl închidem din nou lateral. Ok? 1, revin. 2, revin. 3, 4, întinde piciorul. 5, 6, 7, 8, încă 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excelent! Schimbăm piciorul de la tasa, da? Piciorul drept. Merge la spate întins. După care revenim înapoi sus, da? Menținem trunchiul drept în permanență. Niciodată nu ne auzim la spate. În permanență avem trunchiul drept. Ducem piciorul la spate întins și apropiem. 2. Aprop. 3. Aprop. 4. Aprop. 5. 6. 7. 8. Mai avem încă 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Excelent! Schimbăm. Stângul merge ușor, lateral întins. Aducem sus, flexat, după care întindem din nou lateral. Și 1, 2, 3, 4, nu uita, flexează piciorul. 5, 6, 7, încă 8. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Excelent! Rămânem în poziție verticală. Vreau să ducem brațul jos. Întindem picioarele alternativ la spate. După care alternativ se apropie și ridicăm din nou trunchiul sus. Ok? Braț jos, întind, întind, revin și sus. Și 2, 2, și sus. Și 3, 3. Și sus. Și 4. Foarte bine. Și 5. Foarte bine. Și 6. Nu uitați, fundul jos. Și 7. Excelent. Și 8. Foarte bine. Încă 8. Și 1. Și sus. Și 2. Și sus. Și 3. Și sus. Și 4. Excelent. Și 5. Foarte bine. 6. Excelent. Și 7. Bun. Și ultima. Și rămân acolo jos, după care aducem
1, repet, 2, repet, 3, 4, nu uitați, sunt 2, rămâne la același nivel cu trupul, da? 6, 7, 8, și încă o dată, și 1, 2, 3, 4, ridică, ridică genunchiul, 5, 6, 7, foarte bine. Respirăm, intrăm ușor brațele, punem brațul întins, jos, fundul rămâne jos, flexăm brațele, fundul merge odată cu trunchiul jos, da? Fundul nu rămâne scos în spate, îl ducem odată cu trunchiul jos, după care întindem brațul înapoi și ridicăm trunchiul. Ok? 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, excelent, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bun, foarte bine. Rămân brațele ușor. Brațele rămân întinse pe sol. Întinde și picioarele de data aceasta. Fundul rămâne jos. Flexăm un braț lângă trunchi. Îl punem înapoi întins. Același lucru facem cu celălalt braț, da? Nu uităm să mutăm greutatea de fiecare dată pe brațul care rămâne întins jos. 3, și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, continuă, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, același lucru cu brațul întins sus, după care revin înapoi cu mâna pe sol, da? Întind, revin, 2, revin, 3, revin, 4, 5, 6, mult greutatea, 7, 8, încă o dată, și 1, 2, 3, 4, mult greutatea de pe un braț pe celălalt, 5, 6, 7, foarte bine, respirăm. Controlăm ușor brațele. Excelent. Ne întoarcem. Călcâiele ușor depărtate. Pe fund. Ne ducem ușor pe spate. Mâna rămâne la tâmplă, dar niciodată nu punem mâna la ceapă, tot timpul mâna la tâmplă. Ok? Vreau să ridic trunchiul împreună cu genunchi sus. Revin, același lucru fac cu celălalt picior. Ok? 3. Și sus. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Încă o dată. Și sus. 2. 3. 4. Lasă trunchiul până jos. 6, ridică picior, 7, excelent, același lucru facem cu trunchiul, sus, de data aceasta atingem și piciorul, atingem glezna, revenim, executăm același lucru și cu celălalt picior, ok, 3, și 1, 2, 3, 4, 5, atinge glezna sus, 6, 7, 8, încă o dată, și 1, 2, 3, 4, 5, 6, ridică, ridică trunchiul, 7, foarte bine, respirăm, tragem ușor genunchii deasupra pieptului. Inspirăm și expirăm adânc, coloana lichidă de parchet. Foarte bine. Ne răsucim.
brațul de jos rămâne lipit pe sol. Celălalt braț ușor diagonal, vreau să ridicăm sus trunchiul, picioarele rămân jos pe parchet, da? Întind brațul și revin. Brațul care stă diagonal rămâne în permanență întins, niciodată nu-l îndoim și ne ridicăm sus, da? Tot timpul rămâne întins. 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și încă 8, sus, 1, 2, 3, mergi până la capăt, nu cedești, 6, sus, sus, excelent, brațul rămâne jos, pe parchet, brațul care a stat diagonal, rămâne jos pe parchet, pana pe sol, ridicăm doar picioarele, după care revin înapoi cu ele pe sol. 3, 2, 1, și 1, 2, 3, 4, ridică, ridică piciorul, 5, 6, 7, 8, încă o dată, sus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, foarte bine, respirăm, tragem ușor genunchii pe noi, excelent. Ne întoarcem pe partea cealaltă, punem brațul jos, întins, celălalt ușor diagonal și facem același lucru, da? Prima dată doar cu trunchiul sus, după care revin înapoi jos. Atenție! 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, încă o dată și 1, 2, ține piciorul lipit, 3, 4, 5, 6, 7, excelent, mâna coboară jos, ridicăm picioarele sus, și 1, 2, 3, 4, hai, ultima serie, sus, 6, 7, 8, ultimele 8 repetări, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, excelent, respirăm, tragem genunchii pe noi, foarte bine. Pentru mai multe detalii, te aștept pe www.florinebunu.ro și, bineînțeles, ne vedem în ziua a doua.